Prieteni, astăzi, în acest medalion al nostru, voi încerca să răspund la o întrebare care stârnește o stare ambivalentă. De ce nu au femeile voie pe Sfântul Munte? Da, este o întrebare, nu îndrăznesc să spun, să calific întrebarea, este o întrebare care are câteva răspunsuri, nu potențiale, ci reale. Este potrivit să înțelegem ce înseamnă mănăstirea sau locul de retragere mai întâi. Există viață monastică și pentru femei și pentru bărbați, iar motivația vieții monastice, vocația pentru viața monastică, este iubirea de Dumnezeu și nu ura față de lume. Monahul, când se retrage într-un loc, își găsește un loc, se retrage într-un loc, nu se retrage din lume pentru că urăște lumea, ci pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Nu se desprinde definitiv de lume. Rugăciunea lui atinge lumea. În cazul muntelui Athos, o peninsulă, de fapt, în nord-vestul Greciei, este un loc în care a existat viață monastică de foarte multă vreme, din primele veacuri. Evoluția, dezvoltarea, fenomenul, întreținerea fenomenului vieții monastice în muntele Athos are câteva elemente specifice și aceste elemente specifice au căpătat în timp caracter de lege, în timpul unor imperatori bizantini, spre exemplu. Există un imperator bizantin care a dat a semnat un decret și a spus acel loc este al călugărilor. Acel loc este doar al lor și sunt și scutiți de taxe către imperiu. Dar ideea nu e scutirea de taxe importantă în acel decret, nu e scutirea sau statutul privilegiat al comunității monastice de acolo, ci retragerea și asigurarea liniștei acelei comunități sau celor care se retrag acolo. În timp, mai ales după zidirea Marii Lavre de către Sfântul Atanasie, Atonitul, care nu este începătorul vieții monastice în Athos, dar el este un reprezentant care restaurează înțelegerea cu privire la viața monastică și la regulile de viețuire monastică din Sfântul Munte. Este cunoscută istoria și prietenia lui cu imperatorul bizantin din acea vreme, Nicephoros Phokas. Și el fost, înainte de a deveni monah, a fost militar, un om cu o anumită funcție în structura armatei bizantine. Amândoi, și Nichifor, imperatorul și Sfântul Atanasie de mai târziu, și-au dorit viață monastică și au vrut să restaureze, să reîmprospăteze, să aducă un duh nou în muntele Athos, înființând o mănăstire, am zice, imperială, o mănăstire care să fie diferită cumva de toate celelalte mănăstiri existente. Sfântul Atanasie este cunoscut ca autorul regulilor de viețuire, mă rog, cel care așează în scris aceste reguli de viețuire în muntele Athos, mai târziu cunoscut sub numele de Avaton. Este și autorul și semnatarul unui tipicon acreditat de imperatorul bizantin din acea vreme, pentru că mănăstirile din Athos în acea vreme erau întreținute exclusiv din vistieria imperiului. Printre regulile acestea, menționate în tipicon, găsim interdicția foarte serioasă, luată foarte în serios, interdicția trecerii limitei graniței muntelui de către femei. Sigur, chipul în care această interdicție este formulată atunci și controversele din jurul, de ce există interdicția asta, cum se face că e însoțită de blesteme, de... Prieteni, cred că dreptul acesta, dacă suntem într-o retorică a dreptului, dreptul la intimitate
a călugărului, a dreptul la viață liniștită și îndepărtarea de orice sursă potențială, ispitire, este legitim. Sigur, noi, Zac, stau mai multe pati, mai multe porniri. Și pornirea către este una dintre, și interdicția este o formă de pază față de această ispită. Însă, contrar acestei interdicții, femeia cea mai cinstită sau feminitatea restaurată, desăvârșită, este cinstită în Maica Domnului. Pentru că muntele Athos este muntele Maicii Domnului. Există istorii legate, minuni care vorbesc despre prezența ei, muntele fiind exclusiv dedicat, fiind exclusiv muntele ei. Interdicția e un lucru despre care putem vorbi controversat. Însă, de dragul vieții monastice, înțelegerii nevoii de isihie, de liniște și de îndepărtare de orice sursă de ispitire, eu găsesc această interdicție, o interpretez ca fiind o ocazie de a reflecta, bună ocazie de a reflecta asupra feminității și masculinității în biserica și în credința noastră. Atât pentru astăzi. Mulțumesc, prieteni!